Suntem un neogen directat, se accesează pe site-urile Neogen Bezos. Și circa 1000 de asociați, adică site-uri mici care au codurile Neogen puse pe ele. Asta înseamnă aproximativ 2 milioane de unici pe lună, 1 milion interne și... cred că am pus cifra asta greșită. Cred că Neogen are 1 milion, Bezos are 1 milion și restul... Nu aș ceva, trebuie să corectez asta. Pe măsură ce aveți întrebări, nu ești dat. Dacă erai în trafic, acum puteam să nu eram în trafic, exact, știam... Dar încă vreți să taxați prin curând și am plecat. Nu, dar n-aș vrea să vă dăm. Deci, doar în dilegiu, încă eu am prea mult colegi și mă depărtați. Am pus-o cam din bucă, de aia ești așa răcumpăt. Aici aveți cum se afișează. Reclamele sunt din dreapt. Sunt afișate în dreapta, cam pe toate paginile neogen.ro, plus pe Jobs. Sunt afișate, sunt targetate demografic. Seamănă foarte mult cu Facebook, așa. De fapt, sunt două... Toate seamănă cu Facebook și cu Twitter. Ceea ce înseamnă stream, e social media despre afișarea informației sub formă de stream. După diverse filtre, fie după tip de conținut, ce afișezi, poze, status updates, anunțuri, etc. S-au filtrat după oamenii care le-au pus. Fie că sunt prieteni tăi, fie că sunt din orașul tău, spre ce merge Neogen, fie că sunt de un anumit interes. De exemplu, sunt interesați de afaceri. Putem să sărim cu întrebări? Că deja... Săriți. Ok, am făcut o campanie pe Neogen și am văzut că costurile par a fi mai mici pe click decât la Facebook, adică chiar și cu targetare mai specifică, e adevărat? Adică sau s-a întâmplat mie? Am stat mai încolo, avem bidding, deci nu mai știu exact, bănuiesc că și la Facebook la fel, la Neogen e bidding, deci după ce ai făcut bidding-ul și... Da, la final, average cost per click a fost mai bun decât... Foarte bine, înseamnă că fie pe demografia pe care lesul nu erau atât de mulți advertiser, fie pur și simplu sunt mai mulți la Facebook. Da? Dar analiza este și la CTR, CTR-ul este luat în considerare la cu scorul de calitate sau cum e făcut? Ne spui un pic despre algoritm sau e secret? E secret, desigur, dar câteva lucruri pot să le spun. Glumesc, nu le știu, deci pur și simplu nu se aduc îmbunătățiri. Ce știu mare este că odată prețul e prin bidding, second best price, adică dacă pui 10 cenți și următorul are 8 cenți, altul e afișat mai sus, dar plătești doar 8 cenți. CTR-ul desigur este luat în calcul, pentru că altfel am face mai puțin bani, deci cu cât îl luăm în calcul acest quality score, cu atât mai bine. Diferența față de cum dar targetarea demografică, deci se ia în calcul CTR-ul pe demografia aleasă. Dacă sunt și alte reclame pe acea demografie, cum performează? Eu compar mai mult cu Facebook decât cu decât cu Google-ul efectiv și nu. Așa, să mergem mai departe, cum mai revenim apoi. Următoarea este exact despre targetare vorba. Deci targetarea este pe demografie. Oraș, vârstă, sex și am descoperit azi dimineața că am și targetare după interese, eu cream că e doar ASL-ul. Orașul e targetat, din ce înțeleg, pe IP-uri la nelogați și la cei care nu au mai fost pe site. Din baza de date, pe site, la pe jocul, dar și la Neogen, trebuie să scrie profil, să spui de ce oraș ești, când te-ai născut, de tot. Deci după ce te-ai logat, e conform bazei de date cu profilul pe care l-ai declarat. Chiar dacă ai dat logout, se păstrează cookie și o să mă întrebați dar ce se întâmplă cu acele 1000 de asociați, site-uri mici care își pun codurile. Acolo se afișează după IP, după IP, plus între suprapunere între utilizatorii Neogen și ai lor, la care avem cookie-uri, la ei știm să targetăm și vârstă, sex, interese, iar la ceilalți afișează doar reclamele netargetate, adică reclame în care oamenii au decis că vârsta sau sexul nu sunt
relevante pentru, pentru produsul lor. Dacă ați putea segmenta și după răzime, greutate... Aș fi bine? Aș da și un euro pe click la chestia asta. Noi avem pe greutate și ne ținem, să fiu sincer. Dacă nu ne-am gândit pe cineva vrea să targeteze greutate. Să știi că greutatea poate să... Da, greutatea la produse de slăbiți și nu știu, da? Nu, da, bine, acolo da, într-adevăr. Am înțeles acum scopul întrebării. Dar nu, nu era pe greutate pentru motivul ăsta, ci datorită... Greutatea poate fi un indicator vis-a-vis de prosperitate, de interes, de energie, în anumite zone. Asta zici că tu ești de tabăra prosperă, nu? Sau nu ești de tabăra prosperă? Direct proporțional, prosperitate, greutate sau... Nu știu, dacă asociem anumiți indicatori, poate găsim niște, putem face niște asocieri. Da, deci noi mai avem... Mai avem... Aici microfonul, deci da. Feel free. E la tine, da. Da, mai sunt indicatori care... E folosit câteodată la celălalt produs al nostru care se numește mesaj promoțional, care înseamnă mesaj targetat în inbox-ul utilizatorului pe Neogen. La ăla poți să targetezi și după mai multe criterii, omul primește mesajul de la tine în inbox-ul lui și plătești pe citire. Fiecare 500.000 de click-uri pe lună, cifrele pe România, deci nu fără Bulgaria, Serbia, celălalt. Asta e interfața de introducere a reclamei, de fapt bucata de targetare, după cum vedeți orașe, puteți să puneți orașe multiple, vârstă, sex și interesele și în funcție de asta se, jos cred că scrie utilizator compatibil și cifra, vi se dă cifra din baza de date care corespunde criteriilor noastre. Basta. Așa, mai departe, am ajuns și la advertiser. Să știți că ne apropiem cu Paștia Pizzi. Nu ne apropiem, pentru că sunt, eu mai am întrebări. Vreau să-mi spui, în afară de reclamele din dreapta, mi-ai spus despre reclamele din dreapta, cele care seamănă cu Facebook-ul, dar astea sunt singurele metode de advertising pay-per-click în rețeaua Neogen sau mai sunt și altele? Te referi la formate acum? Da. Sunt singurele, mai ales în, probabil știți că au fost discuția în cadrul industriei dacă dăm banele... Nu vorbim de poziții premium, dar... Deci fără, nu am scos banele, într-adevăr clienții... Să vă explic să o împacheteze așa. Cred că mișcarea asta în industrie a fost din disperarea faptului că clienții de branding spuneau vă dăm doar pe click și spuneau bannerul cu logo-ul frumos. Și au încercat ei să se adune și să ne adunăm și să spunem nu, vindem doar text ads pe click și... Dar cred că e ok să ne zici mai multe despre această situație pe care am înțeles că a fost o discuție. Dragoș Stanca a scris pe blogul lui un pic despre... A fost un schimb de mail-uri, practic, între jucătorii principali care au spus că pierdem bani datorită faptului că clienții ne speculează și ne forțează să afișăm campanii de branding la click, pozită la click. Deci, practic, problema era că în spațiile premium ale site-urilor din regiile mediano se achiziționa reclamă de branding cu plata la click. Da, plata la click, da. Am înțeles. Și, mă rog, practic, agreement-ul a fost, hai să refuzăm cu toții de acum încolo acest lucru, care, într-adevăr, nu e tocmai corect. În schimb, cred că riscăm în acest fel să trimitem o parte din clienții de PPC către Google sau Yahoo care acceptă banere ca și la PPC. Și nu știm încă care va fi. Sperăm să câștigăm mai mult din clienții de branding care să plătească de acum încolo CPM și să nu pierdem la fel de mulți din clienții de e-commerce care vor spune ok, nu vreți să-mi dați bannerul la click, mă duc la Google care nu-l dă. Nu mai știu la ce întrebare răspundeam, nici nu am făcut această parte. Da, Google e interesant că AdSense nu pun pe site cei care fac parte și din regii pe poziții premium. Pun, dar au prioritate scăzută la ele. Adică intră în primul rând CPM-ul, apoi proiectele interne,
apoi PPC-ul propriu, apoi... Dacă ai totul liber, îți intră și Google AdSense, dacă ai totul liber. Da, voi n-aveți și voi un sistem de compensare, de deplasare în rețeaua a, pentru afiliați? Pentru... Da, deci, în afară de site-urile Neogen, avem și 900 și ceva de, afiliați. Și e mai ok să pună, ca și deținător al site-ului, e mai ok să meargă pe AdSense sau e mai ok să meargă pe Neogen, în sensul afilierii? Nu știu asta, avem ceva creștere în ultimul timp la, numărul de, afiliați. Ei decid dacă e. Probabil testează și una și alta. Presupun că pentru unii e mai ok una, pentru alții mai ok alta. Nu știu să le spun. Aha. Precis la întrebarea asta, dar faptul că crește numărul lor, bănuiesc că câștigă. Sau poate că pun și una și alta în aceeași timp. Câți clienți aveți pe gen AdWords? A, scrie, ce vrei că acolo, cumva, nu cred că 1000 de reclame. Sunt clienți, deci care plătesc, nu ca cei care au site-uri. Ăștia sunt clienții care plătesc. Deci am văzut foarte puține reclame, am văzut decât ochelari și sau învață engleza. Mai multe n-am văzut. Datorită profilului tău. Da, nu, da, e targetat profilul. Am întrebat 15.000 de site-uri care au chestia. Dacă e în internet acolo, se poate... Deci eu m-am uitat pe profilul meu și am făcut următoarea poză. Deci, în dreapta e un link cu toate reclamele și îți apăsează toate reclamele care sunt potrivite pentru profilul tău. În momentul respectiv, nu? În momentul respectiv. Da. Și sunt, nu știu, vreo 5-6 scrolluri care erau potrivite pentru demografia mea. Am zis ca proprietar de site, dacă îmi pun reclamă, adică, partea de publisher. Să putea ca problema să vină din această targetare. Este o problemă foarte interesantă, care probabil abia Facebook-ul va rezolva. Deoarece reclamele sunt targetate demografic, o parte din ele nu se exportă la publisher, pentru că nu avem date demografice de la publisher. Facebook, Facebook Connect va încerca să rezolve asta, când vor lansa și ei, probabil, la un moment dat, o rețea de, asociați. Și vei putea pune ca și Google AdSense, Facebook AdSense. Ei vor avea mai multe date demografice pentru că userii vor fi logați ori cu Facebook Connect, ori cu nu știu ce alt tool și vor ști să targeteze demografic. Noi acum targetăm la site-ul tău doar reclamele care nu au selectat sex sau vârstă a fiind importante pentru ei. Pentru că altfel am păcălit advertiserul, pentru că el vrea o anumită demografie și noi... Da, contextual nu? Nu aveți... Nu, am decis să nu concurăm cu Google totuși. E tehnologia prea complicată, n-ai nicio șansă să dezvolți ceva care să... Legat de stagiile mai devreme în care se aminteau cele 1000 de reclame, e vorba despre 1000 de ad-uri, da? De ad-uri, da. Și în acest screenshot... Le-am luat din intranet. În acest screenshot observ 3 ad-uri la același furnizor. Ok, deci da, numărul de advertisers cred că e... Nimic. Sau ceva de genul ăsta. Din 1500. Deci cei 500 de advertiseri au 1000 de ad-uri, iar cele 1000 de ad-uri primesc 500.000 de click-uri pe lună. Da. Ok. Mulțumesc. Ei, îți dai seama că dispensia nu este... Da, nu este egal, dar cred că se poate deduce și cam cât face Neogen din acest sistem. Dacă nu trebuie, da. Și direcția viitoare este către a merge pe date demografice cât mai exacte, știu eu, adăugare de elemente, cum ai zis, greutate, înălțime... Asta e o întrebare interesantă. Răspunsul cred că e financiar, adică va trebui să analizăm dacă o targetare suplimentară reduce bugetele sau le crește. Asta, cred că răspunsul va veni de aici, dacă nu cumva adăugând o grămadă de alte criterii, vom avea atât de puține click-uri încât chiar dacă într-adevăr ai aborda cu toții click pe reclama afișată, să fie prea puțin. Adevărat, dar dacă chiar și așa... În schimb, poți să crești prețul la acea demografie, zici tu, și atunci, adică să bidding-ul să crească prețul și să fie... Deci, da, nu știu, depinde cum va fi. Eu nu sunt sigur că
în acest moment e un statistician cu mare traffic.ro care să... care să facă aceste optimizări. Cred că la un moment dat, când nu vor fi 1000 de reclame, ci 5000, vom angaja și noi un statistician și le vom optimiza. Și momentul acela se apropie, pentru că scrie aici, sub cele 1000 de reclame, am scris plus copii de anunțuri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în afară de reclame, vom lansa posibilitatea de a-ți promova anunțul pus pe Neogen. Nu știu, oferă meditație la mate. Ți-ai pus anunțul, poți să-ți promovezi. Ce înseamnă acea promovare? Înseamnă că anunțul se transformă într-o reclamă text și cu un buget de predefinit și preț predefinit, asta nu utilizatorul să nu dească să învețe CTR, bidding, nu știu ce, care se afișează împreună cu celelalte reclame. Deci credem că după lansarea acestui sistem va crește drastic numărul de... E bine că ai ridicat chiar acum problema asta. Crezi și tu de asemenea că piața e needucată și clientul, chiar și clientul mic de care ar trebui să acceseze acest tip de serviciu, fără neapărat un consultant. Mă refer la mai puțin decât un small business. Sunt freelancer și ofer servicii de, nu știu, punctual, ceva foarte nișat. Traduceri, da. Și ai zis, ok, crezi că ăla e iar needucat? Crezi că e... Nu, cred că piața e segmentată. Adică sunt unii clienți, EMAG, etc., care lucrează cu agenții și pentru care performance marketing este crucial pentru business-ul lor. Aia sunt destul de educați, dacă nu sunt angajează... Sunt pe loc întâi în multe. Da. Adică și sunt clienți pentru care, nu știu, un hotel. Nu, cred hotel că Monjar, e mai mic decât hotel. Poate și mai mic, pentru care pay-per-click advertising e un concept pe care ei nu vor să îl înțeleagă și nu au de ce. În schimb, înțeleg să-ți faci bold reclama și să-i pui chenar și practic încercăm să-i oferim acest serviciu, un serviciu pe care îl cumperi, e foarte simplu de înțeles și îi spui cu 10 euro pe care eventual poți să prinzi prin SMS, anunțul tău va fi promovat o săptămână. Bun. Și Google are... Cred că depinde unde vrei să te poziționezi. Eu cred că noi încercăm să nu concurăm cu Google, cel puțin așa încerc eu să-i convinc pe colegii mei, să evităm să concurăm cu Google pentru clienții super mari care au nevoie de rapoarte complexe, targete, da, nu știu ce. Tu știi, dar eu mă refer la clienții mici acum și mă refer la Google oferă o variantă de automat. Places. Nu. Eu tot pentru search, e automat, pentru începători. Am descoperit că acest AdWords pentru începători în examenul de la Google, în care spunea că există așa ceva și că nu există niște elemente mai complicate. Gen, placement nu există în campania pentru începători. M-a surprins, n-am știut, în fine. Dar ideea e că ei au găsit o soluție, nu să plece de la, adică informează pe clienții ăștia mici că există posibilitatea de a plăti pe click, etc. Dar ce le spune mai mult decât le dă opțiunea de a face chestia asta automat, fără să licitezi. Eu zic că asta e o alternativă la... Sigur că da, nu, și la noi toate aceste reclame create prin SMS, prin promovarea unui anunț sau unui profil, la fel de bine, nu știu, vrei să... Te făcut profil pe Neogen, vrei să promovezi profilul la fete între X și Y ani din orașul cutare, se poate și asta. Această reclamă, pentru că ea devine o reclamă, se transformă automat într-o reclamă, apare în reclamele mele, dacă tu ești pe Neogen Ads și poți să-i mărești bugetul, dacă 10 euro nu ți-a fost de ajuns sau a performat atât de bine încât merită să investești 100 de euro, ești binevenit. Deci și eu cred că va fi un proces de evoluția clientului dinspre pachetele simple, spre pachetele mai complexe, doar cred că pentru un client mediu, firmă mică, e prea complicat să învețe lucrurile astea. Și nici nu e nevoie, pentru că pentru o pizzerie din nu știu ce oraș,
acceptă să nu merite, să învețe sau să angajeze pe cineva, pentru că va avea un buget de 100 de euro și nu... Nu e make it or break it. Nu sunt de acord cu tine. Evident. De ce zic? Pentru că okay, acea pizzerie atunci... de 100 de euro, noi încercăm să-i convingem că 1000 de euro investiții se întorc în 3-4 luni, banii se întorc în clienți care cumpără sau clienți care vor cumpăra sau recomandări sau... da? Spunând și... că descoperirea de pizza în orașul Alexandria se face prin... Da. Presupunând că există audiența acolo, da, corect. Așa, ce să vă mai spun? Eu cred că am terminat, să fiu sincer. Aici, aici e o problemă, că tu zici de creția aia care au 100 de euro. Eu am avut dat un caz, mi-a sunat un nene când eram cu Adi la Webright, care avea o pensiune de predat și îți vreau să-mi fac PPC. Și am explicat jumătate de oră la telefon cum se întâmplă, stai și zici câte lune și stele. Și pe urmă l-am întrebat ce buget are și mi-a zis 100 de euro. Și în momentul ăla mă gândeam, 100 de euro, dar 20 îi pun la chirie pe luna asta, 15 euro îi dau la angajat, 30 de euro îi dau la stat. Și le dea cu virgul și a zis, e prea puțin, n-am cum să fac cu 100 de euro. Și mi-a zis, eu am doar 7 camere, nu-mi permit să investesc mai mult. Da, omul avea doar 7 camere, știi? Și acea problema pe care cred eu că are, o să aibă Google-ul, Google-ul când a apărut era un sistem extrem de simplu. Era simplu să-ți faci campanie pe Google. Ei, în ultimii ani au introdus tot felul de instrumente de-astea și a devenit complicat. Eu recunosc că n-am mai intrat pe AdWords, n-am mai făcut campanii de câteva luni, de prin vară sau ceva de genul de prin toamnă. Acum e schimbat foarte mult față de cum îl știam eu astă și toamnă. Da, și e mult mai greu de utilizat, în sensul că îți oferă mai multe avantaje pe care trebuie să le înveți. Și cred că cei care o să reușească să păstreze simplitatea asta în sistemele de servire de publicitate, o să aibă cât de câștigat. Pentru că Google-ul e obligat să devină complex. Pentru că începe să fie folosit de specialiști. Dacă devine complex, cei care au puțin bani nu să mai știe să-l folosească, dacă o să-l folosească, nu să aibă rezultate. Pentru că fie... Da, o să fie aia care au 8 ore și se ocupă doar cu asta, care o să facă chestiile extrem de bine optimizate, iar cei care nu au timp să facă treaba asta și nu se pricep, o să plătească foarte mult și nu o să mai fie rentabil. Asta e există companii, chiar și în România, care folosesc API-ul de la Google, și au refăcut interfața, au simplificat. De bit management. Există cel puțin 3 companii pe care le știu eu. Nu dau nume că nu încercând, dar sunt... Suntem într-un... Da, ideea este că au făcut astfel încât mergând pe principiul tău. Cineva o să reușească să facă chestiile simple și eficiente, o să aibă un stăvă de chestiile. Mulțumim! Am o întrebare cu privire la funcționalitățile sistemului de reclamă neogen și poate dezvoltările ulterioare. Există acum un sistem prin care pot alege site-urile sau pot include o listă de site-uri, să spunem, o listă negativă, care să nu ne apară eventurile. Da. De exemplu, poate și ca niște... Și publisher-ul poate să... lista negativă de reclame. Corect. De exemplu, poate am niște reclame care se pretează într-un context mai mult matrimonial decât de business și le-ar sta bine numai pe noi doi. Nu mai știu am dacă poți că nu să... există acum, dar poate mă înșel. Nici nu știu. Deci, sunt sigur la publisher că există, la advertisers, nu știu sigur dacă există altceva în afară de targetare la grafică. Poate că există excludere, dar nu cred că există selectare. Deci poate că există în oglindă că la publisher se poate exclude anumite site-uri. Genistă, dar nu cred că este sărătate. Mai am o întrebare. Cum vezi, eu fiecare
mecanism prin care cineva, o companie să plătească convoi, o numesc armă de marketing. Și neogenul, prin serviciul pe care îl ofer, este în sine o armă de marketing. Și acum, întrebarea mea este următoarea. Într-un plan de media, pe performance marketing sau direct response marketing, cum vrei, pay-per-click marketing sau cum o poziționăm, întrebarea e următoarea. Vezi neogenul ca fiind peste AdWords sau completând AdWords? Dom'le, e o zonă în care eu nu ajung cu neogen sau o vezi ca o politică independentă? Dom'le, fac numai pe neogen și nu fac AdWords luna asta. Eu cred că diferă, în primul rând, cum spuneam mai devreme, categoria de produse care merită puse pe search și pe rețele sociale. Eu cred că sunt unele produse pentru care oamenii caută să le cumpere, deci au clar o intenție de cumpărare, ale cu siguranță merg pe Google, și sunt alte produse pe care oamenii le descoperă. Cursuri de dans. Nu vreau să facem... Rochi. Bun, dar vreau să facem... Câte fete caută pe Google rochie, roșie... Nu, dar scoate numai partea de search. Deci nu neapărat să vorbim despre partea de search efectiv. Nu vorbim numai de link-urile sponsorizate din... Da, deci nu search. Dar vorbești de placement și contextual. Și de AdSense, adică, da? Sau? Da, oarecum. Da, AdSense, da. Adică placement și contextual, da. Ok, față de placement și contextul, cred că demografia, targetarea diferă. Demografie versus cuvânt, cuvinte cheie, da. Și încă o dată, o vezi ca completează... Pe rețelele sociale nu există context, adică contextul este o mare distracție, cine cu cine mai comunică, mai pui un anunț, mai vezi nu știu ce, mai vorbești cu partea. Nu e un context de cumpărare sau de citit informație măcar. Ok, cred că întrebarea mai bună e dacă e pay-per-click pe Facebook și pe neogen sau doar pay-per-click pe neogen, corect? Aha, ok. Întrebarea e dacă e neogen, da, cu Facebook. Da, cred că da. Cred că așa e mai corect. Cu siguranță, da. Și cu siguranță, ca și în cazul Google, nu are sens să încerc să comprezi cu Facebook. Adică eu cred că Facebook e nou Google și... Ar fi o greșeală pentru noi să încercăm să concurăm cu Facebook. Deci atât la nivel de utilizator, unde încercăm să ne mișcăm din calea Facebook și nu e ușor. Adică câteva elemente cred că ne vor diferenția. Unul, filtru pe orașe mai curând decât filtru pe prieteni. Oameni pe care nu-i cunoști mai curând decât oameni pe care îi știi deja. Totul foarte deschis din prima. Față de totul destul de închis la Facebook, nu poți să cauți oameni după vârste, sex și locație, de exemplu, la Facebook. Probabil sunt și altele, roșu versus albastru. Cum faceți cu privacy în situația asta? Noi am pornit pe un sistem foarte deschis, deci la Neogen lumea s-a înregistrat dintotdeauna, totul fiind public. Deci toate profilele pe Neogen sunt publice, non-stop. Poți să-ți le ascunzi, dar default-ul e public și a fost problema public, deci lumea nu se așteaptă să aibă problema. Adică aceiași oameni care sunt pe Neogen sunt și pe Facebook? Desigur da, pentru că pe Facebook nu ai cum să cunoști oameni noi sau nu la fel de ușor. Pe Neogen dai o căutare, vârstă, sex, locație, bani, chiar și kilograme și înălțime și vezi ce fete sunt online. Deci, răspunsul la întrebarea ta este că într-un plan de media ori iei Facebook și mergi pe Facebook, ori iei Neogen pentru că e localizat și ai beneficii respectiv. Păi, îi vreți mesajul la același. Hai să zic părerea mea. Cred că și Neogenul, și Facebook-ul, și Google-ul, și regiile, și agențiile, toți ne batem cam pentru aceiași bani. Deci toți suntem concurenți. Nu se pune problema că ești concurent Neogen cu Facebook, și se pune problema că sunt mai multe alternative pentru o campanie pe care vrei tu să o faci. Cum îți dai seama de cea mai bună alternativă? Testând. Deci dacă faci greșeala să elimini un element din mix înainte să-l testezi, îți zic că ai de pierdut. Acum nici nu poți să începi cu 100 de chestii. Dacă ești limitat de buget, asta e sigur. Doamță, unele produse vor merge mai bine pe Neogen Perfect decât pe Facebook. Flori, trimitere de flori sau cumpărare de campanie. De ce dacă sunt aceiași?
întrebare. De ce contextul e diferit. Contextul la Neogen e mai, e mai puțin rigid. Pe Facebook, e frumos, albastru, oamenii sunt ceva mai cumpătați. E numele lor real, pe când pe Neogen contextul e mai... informal. Informal, să-i spunem. Și atunci nu mergi în completarea lui High Five sau High Five nu ba e... Ba da, deci mai curând High Five e o zonă, cu diferența că High Five sunt foarte tine și pe Neogen sunt 28-30 de ani. Deci High Five-ul... De fapt, High Five-ul e o chestie interesantă în România, că High Five-ul a ținut, ține și în continuare Facebook-ul de la creșterea pe care are în Bulgaria. Deci, în Bulgaria toată lumea deja e pe Facebook, în România încă nu. Din cauza High Five, care e foarte mare și e greu să-l... Eu sper că High Five va dispărea într-un an. Interesant este creșterea de la lor anul. Tocmai de-aia am început. A, scuze-mă, nu știu că am început discuția despre High Five. Eu cred că High Five va dispărea ca rețea socială. Eu cred că High Five se mișcă spre site de jocuri. Deci High Five devine site de jocuri mai curând decât... Nu va fi despre oameni, va fi despre jocuri. Cel puțin asta e strategia lor declarată. Puteți să repetați? Da, răspunsul e da. Deci, da, întrebarea e dacă urmăriți un propun în produce și urmărie conversiilor și pe pasul următor, evident, va fi plata CPA în loc de CPC. Deși programatorii ne spun că de ce vrei într-un nivel de complexitate, cred că da, trebuie. Deja avem făcut ceva, testăm intern, dar cred că inevitabil clienții ne împing spre asta și atunci va trebui să oferim CPA. CPA, dar tot raportat la CPC, adică... Tot plătit la CPC? Păi, na, de exemplu... Nu știm, n-am de ce să Google plătit. Are CPM, dar totul e raportat la CPC și atunci întrebarea este ce înseamnă CPM, știi, la regie da, diferit. Da. Știu, deci va fi... Întrebarea va fi dacă vom vinde CPA sau doar vom informa la CPA, nu știu încă. Dar cu siguranță tool-urile le vom dezvolta. Am deschis discuția despre High Five tocmai ca să mergem mai departe la următoarea prezentare, după, ca să facem loc la următoarea prezentare, care e despre, tot despre o posibilitate locală de a face paper cake. Da. Corect. Eu las podiumul mai puțin dacă aveți o întrebare nelegată de PPC, de Neogen, de Facebook în general. Da. Știi ce? Câte site? Sau 350, 900, m-am răzgândit. Okay. Nu, mai vreau o întrebare. Există o chestie, o formă de promovare excelentă și nu vreau să trecem, adică să fie aici fără să ne spui despre ea. Deschiderea mesajele, internal messages. E foarte bună și e destul de performance. Tocmai de asta zic că cred că ar trebui amintită și cred că e interesantă pentru toți de aici. Din păcate n-am făcut un screenshot, dar e simplu. Alegi demografie exact ca aici. Aici. Și îți creezi mesajul, care poate fi HTML. Și mesajul... Fără înălțime greutate și alte chestii, doar criteriile astea, nu? Nu, la asta se mai poate, pentru că de obicei vorba de campanii ceva mai mari și nu e self-service. Le trimitem noi, în principiu, le aprobăm și trimitem noi, pentru că e HTML și nu știu ce, ne uităm să nu fie tot felul de chestii și putem adăuga și alte criterii. Și mesajul ajunge în inbox-ul omului, plata este, cred că e 20 de cenți per citire. Deci pe citire, nu pe citire. Astfel ca oamenii să nu zică, a, dar cât citesc, că mai bine l-am trimit în e-mail. Nu vreți să trimite în e-mail, pe să pe nu afișare, spamă. Practic, e per afișare, adică per click pe titlu. Aha. Dacă dai click pe titlu și deschide mesajul, atunci ești deci acela. A deschis mail-ul intern. Deci da. Ajunge și în inbox-ul lui, nu? În inbox-ul lui nu. Îl informează că în inbox-ul intern, nu? Din, nu? Nu. Când face click pe mesaj, îl deschide. Nu știi de ce, pentru că nu poți să bugetezi în cazul ăsta. Dacă pui campanie de 1000 de euro și trimiți în inbox-ul lui intern, după ce s-a terminat campania, ar trebui să poți suspenda mesajul ăla de la toți care nu l-au citit. Și ce se întâmplă cu aia care au primit în inbox-ul lor, e-mail-ul lor, că ai primit un mesaj de la Fashion Go sau nu știu ce, dai click și nu mai e.
Deci nu poți să dimensionezi campaniile dacă îi primiți și notificări. Dar în mod normal, el nu primește, un utilizator de OGN nu primește notificări în momentul în care are un anunț, un mesaj în inbox? În mod normal, da, dar nu și când e mesaj publicitar, pentru că n-am putea dimensiona campaniile. Adică n-am putea prepay, n-am putea face prepay, ar fi doar postpay și unii clienți ar zice, da, nu vreau să... Reclama, eu primesc de la cineva un mesaj, mă cheamă la fotbal, să zic. Reclama e mesajul ăla sau e mesaj special publicitar? E mesaj special din partea reclamatorului. Utilizatorii? Ce zic? Unul deschid, alții nu. Plătești doar pentru aia care deschid. Nu m-ai stresat foarte tare, sincer. A, nu, că nu sunt, nu sunt așa de multe. Doi sunt targetate, cred că altfel nu are sens să primiți, că plătești pe deschidere și e bine să targetezi să fie potrivit. Trei, oricum utilizatorii primesc toată ziua mesaje acolo, dacă din când mai primesc o excursie, nu știu unde, nu e. Poți să refuzi să primesc astfel de mesaje? Nu, dar poate că trebuie să introduce un cont premium ca să... Doamna, ca să nu primesc publicitate. Exact. Dar nu sunt atât de multe. Am spus să da, mai e unul. Ultima. Cum se poate testa trimiterea de mesaje în sistemul ăsta? Adică pot să... Am un A-B testing, trimit mesajul A la 5%, B la 5% și rata de deschidere cea mai bună pleacă către ceilalți 90%. Cu siguranță se poate. Și se mai poate, apropo de testare, se poate testa și sistemul actual în acela, no, 10 euro aici. De jucat, a, da, bonusuri, da. Da, am uitat să întrebăm asta. Dacă cineva vinde ca și promoter al serviciului, ca afiliat într-un fel, există Google dă voucherile alea pentru cei care sunt certificați. N-am gândit sistemul până acum să fie prietenos cu agențiile de performance marketing. Doar am lucrat doar direct cu mici. Dar e o idee. Dar e o idee foarte bună. Pentru că se pare că o parte din bani se duc prin agenții și atunci ar fi interesant să lucrăm și cu explicarea sistemului. Și cealaltă se poate, nu știu, tai 100 de euro aici, 100 de euro acolo, pe stam și apoi restul de 1.000 de euro, 200 de euro. Mulțumesc frumos!